Căile Ferate Române nu își asumă responsabilitatea în cazul în care unul dintre călători este deranjat de prezența animalului în compartiment. Astfel, deși a cumpărat bilet pentru animal, deținătorul lui poate fi nevoit să parcurgă sute de kilometri în afara compartimentului însoțind animalul. Transportul câinilor în vagoanele CFR este admis numai pentru cei însoțiți, cei care sunt prevăzuți cu bodniță, în lesă și sunt transportați pe podeaua vagonului în compartimente, în vagoane numai de clasa a doua. În caz de obiecții ridicate de călători, agentul CFR sau organele de control sunt obligați să interzică călătoria acestor animale. În cazul în care animalul circulă fără bilet de călătorie și certificat medical, proprietarul este sancționat. În cazul în care deținătorul câinelui nu are bilet în tren, acesta va fi taxat de către conductorul de tren cu un bilet majorat cu 30%. Nu știam că pot să transport câini, pentru că am călătoream odată și era un cetățean cu un câine și l-am amendat. N-avea decât viza medicală. Probabil nu a avut bilet, trebuie bilet, să cumperi bilet. Bilet n-a avut. Cum mi se pare faptul că se plătește un bilet pentru un câine? Pentru un cățel e foarte bine. Cine pleacă cu cățelul e foarte bine. Pentru că e o persoană, nu? Ocupă un loc. Insecte, reptile sau pești vii sunt speciile care nu pot fi transportate în vagoanele de călători.